Aproape 200 de asociații de proprietari din municipiul Deva riscă să rămână fără administratori dacă aceștia nu pot dovedi că dețin un certificat de calificare profesională, documentul care a devenit obligatoriu de la 1 ianuarie 2022. Până în prezent, doar 55 de administratori ai asociațiilor de proprietari din municipiul Deva, dintre cei 122 existenți, au solicitat primăriei eliberarea unui atestat pe baza certificatului de calificare profesională. În același context, Direcția de Asistență Socială Deva a notificat alți 67 de administratori, aceștia având obligația să facă dovada că dețin certificatul de calificare profesională până la data de 31 ianuarie. În caz contrar, aceștia riscă amenzi de la 5.000 la 10.000 de lei pentru desfășurarea activității fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, în condițiile în care au avut la dispoziție mai mult de 2 ani pentru a obține certificatul de calificare profesională.